Doamnelor și domnilor, bun găsit! La Strasbourg începe o nouă sesiune a Legislativului European. Această emisiune este dedicată integral eurodeputaților români, în special celor care aparțin unor familii politice mai puțin numeroase în Parlamentul European. Primul invitat este astăzi doamna Renate Weber, membru al grupului ALDE, grupul liberal din Parlamentul European. Doamna Weber, sunteți membra a Comisiei pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale din cadrul Parlamentului European. Există în Europa cu mult peste un milion de locuri de muncă disponibile. În același timp, șomajul este ridicat, dacă ne uităm doar la exemplul Greciei. De ce nu se fac aceste investiții echilibrat, în așa fel încât oamenii să nu fie nevoiți să-și părăsească țara de origine ca să-și găsească un loc de muncă? Bun, sigur că șomajul este foarte mare nu doar în Grecia, ci și în alte state membre ale Uniunii Europene. Dar în același timp investițiile pentru locurile de muncă sunt lucruri care se fac în fiecare stat membru de către guvernele din acele state membre. Și aici iarăși depinde foarte mult cum o țară o duce din punct de vedere economic, din punct de vedere social, câtă logică există, de exemplu, între nivelul de fiscalizare dintr-o țară și locurile de muncă și protecția socială care se asociază în unele țări. Sunt măsuri protecționiste foarte de stânga, în condițiile în care, de fapt, ar vrea să spună că ele sunt liberale. Deci, la un moment dat, trebuie să existe un just echilibru între aceste aspecte. Dar, pe de altă parte, vă mărturisesc că eu personal sunt o susținătoare a mobilității forței de muncă în Uniunea Europeană. Cred cu tărie că Uniunea este un spațiu și al forței de muncă pus la dispoziția tuturor, iar faptul că există, se pare în acest moment, aproape 2 milioane de locuri de muncă raportate, pentru că s-ar putea să fie mai multe, dar să nu știm de ele, deci disponibile în diferite state din Uniunea Europeană și Norvegia, pentru că Norvegia întotdeauna se alătură celor care își comunică astfel de disponibilități. Eu spun că este un lucru care ar trebui cunoscut poate mai bine și acasă și în altă parte și multă lume ar putea să acceseze niște locuri de muncă destul de înalt calificate, foarte bine remunerate. Aceasta este până la urmă Uniunea Europeană ca un spațiu comun al tuturor. Este adevărat, numai că spre deosebire de Statele Unite ale Americii, unde există o limbă oficială, în Europa există așa-numitele bariere culturale, barierele lingvistice. Și aici este paradoxul și fenomenul sociologic. Deși există locuri de muncă, această mobilitate este îngreunată de această componentă lingvistică în special. Credeți că acest lucru ar putea fi atenuat în următorii ani până când cei care locuiesc în Europa vor ști cel puțin două limbi străine, pentru că fără două limbi străine nu ai ce să faci nicăieri în Europa. Bun, comparația cu Statele Unite, vorbim de o țară și de un grup de țări, un stat federal, dar sigur o țară. Farmecul Uniunii Europene este tocmai că suntem 28 de state, sunt 24 de limbi oficiale. Aveți mare dreptate când spuneți că bariera lingvistică este importantă, nu doar pentru cei din România și pentru alții. Noi, să știți, chiar ne descurcăm mult mai bine. Avem, cred, o anumită aplicație spre a învăța repede limbi străine, dar este foarte adevărat că lucrul acesta s-a constatat și la acest moment există inclusiv programe ale Uniunii Europene prin care cei care doresc să acceadă la o slujbă într-un alt stat să poată să învețe limba aceea. Vreau să vă spun că făceam în săptămânile din urmă mai multe cercetări așa pe internet și am constatat că există într-adevăr multe portaluri de care sunt convinsă că foarte multă lume nu știe. Ele pot fi accesate și în limba română, dar eu aș recomanda o cunoaștere măcar minimală a limbii engleze. Fără o câteva cunoștințe de limba engleză, nu ai cum să te duci într-un alt stat membru. Până o să înveți limba acelui stat, măcar în limba engleză să poți să comunici la început. Și oricum, cunoștințe de calculator și de limba engleză, cred că sunt din start condiții minimale ca să poți să accesezi spre o slujbă care să fie
totuși bine plătită. Datele statistice ale Uniunii Europene arată că la nivelul întregii Uniuni există circa 7 milioane de tineri care nu urmează niciun program educațional sau de formare. Care este responsabilitatea pe care o are Parlamentul European pentru a rezolva această chestiune destul de delicată? Nu doar Parlamentul European, care chiar a legiferat foarte mult în ultima vreme, dar toată Uniunea Europeană, adică și componentele de Comisie Europeană, de Consiliu, chiar suntem cu toții foarte preocupați de acest lucru, pentru că șomajul în rândul tinerilor și mai ales, cum spuneați dumneavoastră, tinerii aceștia care sunt în țara nimănui, nu sunt prinși nici în forme de educație, nu sunt nici în forme de servicii, să-și aibă un loc de muncă. Mulți dintre ei au plecat spre alte continente, vreau să vă spun, dar mulți dintre ei, sigur că da, nu numai că îngroașă rândurile șomerilor de lungă durată, adică va fi tot mai dificil să-și găsească un loc de muncă, dar știm foarte bine că genul acesta de izolare, dacă vreți, sau marginalizare într-o societate poate să ducă, sigur că da, și la infracționalitate și la alte lucruri. Exemplele din unele state ne arată două abordări diferite. Una în care, de exemplu, tu, stat, te duci să oferi stimulente și aici vreau să vă spun că nu ai garanția că este o angajare de lungă durată. Cât e stimulentul există, cât nu am ajuns la situația anterioară. În vreme ce au fost alte state care au mers pe formula să încurajeze business-urile să vină ele și să solicite astfel de stimulente ca să ofere și garanții că astfel de locuri de muncă sunt după aceea sustenabile pe termen lung. Au fost și niște inițiative private foarte bune, excelente din punctul meu de vedere. Au plecat, e un consorțiu întreg la nivel european care a vrut să facă din formula aceasta de ucenicie și stagiu o formulă de creare de noi locuri de muncă. Am avut chiar plăcerea să vizitez o companie la noi acasă, la Timișoara, să stau de vorbă cu cei care au trecut prin astfel de programe și vreau să vă spun că la nivelul Uniunii Europene ei au reușit să creeze în deja vreo 3 ani de zile 130.000 de locuri de muncă, ceea ce este un mare lucru, pentru că sunt locuri de muncă stabile. Știind faptul că Uniunea încearcă să reformeze EURES-ul, adică acea rețea de ocupare a forței de muncă la nivel european, care oferă în prezent, într-adevăr, în mod oficial, acces la 1,7 milioane de locuri de muncă vacante, care sunt principalele direcții în care este nevoie de această reformă? Noi am vorbit foarte mult, tocmai am finalizat, ca să spun așa, în Comisia de Ocupare a Forței de Muncă și de Afaceri Sociale. Urmează dezbaterea în plen și votul după aceea, dar am discutat la nivelul nostru această reformă a EURES-ului. Sunt câteva domenii principale, ca să spun așa. Eu cred că primul aș identifica pe cel care se referă la pașaportul sau cardul, dacă vreți, al aptitudinilor pe care o persoană le are. Pentru că dacă vrei să accesezi într-o rețea unde felul în care tu te prezinți să aibă un înțeles pentru oricare din statele membre, pentru oricare din angajatorii din statele membre, firește, tu trebuie să spui cum, ce fel de CV ai. Ori dacă fiecare vine cu modelul său de CV, asta nu ne ajută. Și atunci o standardizare, dacă se poate spune așa, a capacităților, a cunoștințelor pe care o persoană le are, este importantă. De-aia vorbim de un pașaport sau de un card al acestor aptitudini. Pe de altă parte, sigur că este vorba de ce fel de locuri de muncă accesează o persoană. Și aici nu o să mă refer, e multă discuție, să știți, acum în Parlament, privire la noțiuni de genul locuri de muncă de calitate sau de calitate înaltă. Locuri sau de muncă verzi? Locuri de muncă verzi, sigur că da. Dar, bun, astea sunt pentru că locurile de muncă verzi, dacă investim în economia verde, ea va crea locuri de muncă, de fapt. Pe moment poate să pară puțin costisitor, dar pe termen lung aș spune că dă rezultate. Dar vorbim și de locuri de muncă sustenabile. Locuri de muncă plătite
așa cum trebuie, în mod corect. Locuri de muncă care să aducă cu sine acele beneficii sociale pe care le-ar aduce oricărui alt lucrător de la o anumită companie. Vorbim foarte mult acum în EURES, în reforma EURES, de ceva ce mie mi-e foarte apropiat așa de suflet, de ucenicie și de stagii, de internship-uri, pentru că va trebui neapărat să ne schimbăm felul în care vedem sistemul de educație. Sistemul de educație trebuie neapărat relaționat la nevoia pe care o ne prezintă piața. Piața forței de muncă este legată de piața economică. Degeaba vom produce la nesfârșit, vă aduceți aminte, România anilor 90, toată lumea era economist, toată lumea era jurist. Piața are nevoie de profesiuni tehnice, piața are nevoie de aptitudini în domeniile acestea IT și în general în cele înalt tehnologizate. Deci trebuie neapărat să schimbăm și acolo paradigma. Iar aceste stagii, uceniciile, internship-urile, toți termenii aceștia sunt în engleză, de-aia mi-e foarte greu când îi spun în română, practic nu mai au înțelesul de acum, nu știu, 20-30 de ani. Exact. Sunt altele. Dar ele înseamnă așa, ele înseamnă că acei tineri, încă de pe băncile școlii, cu atât mai mult ale facultății, să și lucreze în niște companii și să lucreze nu benevol, să lucreze și să fie plătiți pentru munca lor. Iar în felul acesta, pasul lor spre angajare va fi în mod categoric facilitat. Este adevărat. Însă există o problemă care poate fi considerată tot culturală. Companiile românești, mai puțin multinaționalele din România, nu acceptă acest tip de internship ca cineva să vină să lucreze acolo pentru foarte scurt timp. Și am mulți studenți care îmi spun că ar fi vrut să lucreze într-o companie românească, dar că ei refuză acest tip de colaborare. Probabil că dacă acest internship ar fi plătit din fonduri europene și compania ar ști că aceste fonduri pot fi luate, poate că atunci s-ar depăși această barieră inițial culturală. Asta se întâmplă acum. Există fonduri care trebuie accesate de aceste companii, tocmai pentru ca cei care vor fi ucenicii internii să poată să fie plătiți așa cum este firesc, dar știm că nu au companiile poate bani, mai ales că nu vorbim de companii mari. De fapt, 98% din locurile de muncă în Uniunea Europeană și din economia Uniunii Europene, acest 98% sunt duse de întreprinderile mici și mijlocii. Sigur că pentru întreprinderile mici este chiar dificil să facă ele stagiile acestea. Și atunci au nevoie de această susținere financiară, cel puțin pentru început, până când ele însele vor putea să-și creeze mecanismul. O să mai dureze vreo câțiva ani, sunt convinsă, dar eu sunt destul de încrezătoare. Aș vrea să vă aduc în discuție un alt subiect care astăzi este fierbinte și probabil că va fi pe ordinea de zi multă vreme de acum înainte. Este vorba de Grecia. În Grecia sunt 25% tineri în șomaj. În acest pachet de măsuri care s-a discutat cu Grecia, există și o formulă de a permite angajarea acestor tineri parțial, evident, astfel încât Grecia să poată să-și plătească în final datoria? Este o chestiune care până la urmă cade în responsabilitatea guvernului grec aici, pentru că toate măsurile... Grecia este sigur că într-o situație extrem de dificilă și care nu îi poate fi reproșată doar premierului provenit din partea partidului Syriza. Pentru că și el a moștenit, el nu este sub nicio formă pe lista mea de oameni pe care eu să-i apreciez, dar și el a moștenit o situație dusă de decenii în Grecia. În Grecia unde nu se plăteau taxe, în Grecia unde există categorii privilegiate de nu este adevărat că întotdeauna au scutiri de aceste taxe, în Grecia există peste 800.000 de angajați în sectorul public, care întotdeauna au fost, de fapt, răsplătiții partidelor politice. Pentru că vorbim de o populație de 11 milioane, nici măcar atâta. Deci e un procentaj foarte mare. Deci Grecia a avut niște probleme de-a lungul timpului și aici eu fac un reproș evident și Uniunii Europene, care niciodată n-a controlat așa cum trebuie, de fapt, Grecia la momentul la care au primit-o în zona euro.
Bun, că ei au dat niște raportări false, dar nici tu pe partea asta, în business nu e așa, nu? În business se face un due diligence, nu-ți poți permite să riști. Uite că în Uniunea Europeană s-a riscat, de aia spune o responsabilitate, cred, partajată aici. Dar este foarte adevărat că, și asta s-a văzut mult la referendum, populația tânără din Grecia spune cel mai mult nu austerității, dar spune fără să înțeleagă neapărat în ce ar consta acea austeritate. E un nu mai ales dat din revoltă către ceilalți. Pentru că, acum, cu toată deferența și simpatia pentru oamenii din Grecia, dar mie mi-e greu să-mi vorbească cineva de austeritate. Nu vă supărați, eu am trăit în timpul regimului comunist. Bănui că și dumneavoastră vă mai aduceți aminte. Grecia n-a trecut nici prin a avea curent 2 ore pe zi, nici a avea apă caldă 2 ore pe săptămână, nici a stat câte 30 de ore la coadă pentru a cumpăra un pachet de unt. Deci eu despre austeritate știu câte ceva. De-aia, cu toată simpatia, trebuie să înțelegem că fiecare are de plătit ceea ce îi revine. Fiecăruia să plătească. Iar soluțiile și în materie de angajare, mai ales a tinerilor, revin așadar guvernelor naționale. Aș vrea să încheiem această discuție cu aspectele financiare și am fost surprinsă plăcut să constat că liderii Uniunii Europene au convenit ca banii care sunt alocați inițiative pentru ocuparea forței de muncă din rândul tinerilor să fie cheltuită în perioada 2014-2015 și nu 2014-2020 cum era inițial. Care este stadiul folosirii acestor bani? Pentru că iată se încheie imediat acest termen. Și e vorba de 6 miliarde da, de euro. Da, și am votat la un moment dat ca 1 miliard să fie imediat disponibilizat în așa fel încât să fie accesat imediat. Dar trebuie spus că această reorientare vine în urma unui raport făcut de Curtea de Conturi a Uniunii Europene, care tocmai spune că îi se pare că pentru o perioadă de 6 ani, 6 miliarde alea sunt neadecvate. E mult prea puțin, de fapt. Nu știm. Știți ce se întâmplă în realitate când s-a făcut această garanție pentru tineri și suma pusă la dispoziție? S-a făcut foarte repede sub presiunea nevoii de a veni cu un program pentru a combate un pic șomajul acesta în rândul tinerilor, dar nici nu cred că avem suficient de mult timp în acest moment să stăm și să facem studii de impact. Cred într-adevăr că banii aceștia trebuie folosiți. Vedeți că ei în fiecare stat membru, de fapt, sunt folosiți de un stat membru, dar statul membru poate să mai pună oricât de la el, tocmai ca să suplinească acolo unde banii de la Uniunea Europeană nu ar ajunge. Folosirea banilor e foarte... Nu cred că există în acest moment. Știu că la sfârșitul anului ni s-a promis o analiză. Eu, din câte am văzut până acum din unele rapoarte... Au ajuns și în România? Au ajuns și în România. Okay. Sigur, și în România chiar am văzut o prezentare la un moment dat și chiar să știți că a folosit bine acești bani și inițiativa aceasta a început să funcționeze. Foarte mult am văzut în unele rapoarte această diferență. Statele din nord, statele din sud. Da, nordicii au accesat mai bine, mai repede, dar și italienii, pe de altă parte, s-au mișcat destul de repede, pentru că presiunea, până la urmă, care îți vine din forța de muncă, e cea mai importantă. Sperăm și România să învețe cât mai repede să acceseze aceste sume. Doamna Weber, vă mulțumim foarte mult pentru interviu. Eu vă mulțumesc. Cătălin Ivan este membru al Comisiei pentru Afaceri Economice și Monetare. Parlamentul European a luat începând din 2014 o serie de măsuri referitoare la transparența fiscală, la plasarea banilor în străinătate. Care sunt măsurile luate de Parlamentul European în ceea ce privește felul în care banii pot fi controlați în acest moment? Pentru că în Europa pare a fi o mare problemă controlul banilor. S-au luat mai multe măsuri, dar noi, cei din grupul socialiștilor și democraților, am criticat măsurile luate nu pentru că nu ar fi bune, ci pentru că nu ar fi foarte curajoase. Sunt pași mici făcuți într-un context foarte complicat al Uniunii Europene. Ne aflăm într-o criză prelungită. Din punctul nostru de vedere, nu s-a ieșit din criza economică, iar faptul că banii nu ajung la stat, faptul că marile corporații fac profituri uriașe și de cele mai multe ori nu plătesc taxe și impozite,
Sunt chiar trei anchete pe rol în acest moment. Sunt trei companii foarte mari, nu le-aș da numele. Am văzut că ați reproșat Comisiei Europene în calitate de purtător de cuvânt al Comisiei Speciale de Taxe din grupul socialiștilor și democraților din Parlamentul European faptul că tărăgânează transparența fiscală, mai exact introducerea acelei raportări defalcate pe țări. Ce vi s-a răspuns de la Comisie? Când Comisia nu vrea să abordeze un subiect foarte tranșant, face recomandări. Și nu doar în acest domeniu, ci mai în toate domeniile. Cheie când subiectul este prea sensibil sau când nu vor să aibă sau nu vor să adopte o soluție tranșantă, recomandă statelor membre. Așa este și aici. Recomandă statelor membre să profiturile companiilor și corporațiilor multinaționale să fie transparente, să fie raportate, astfel încât toți cei care sunt preocupați de evaziunea fiscală, de modul în care sunt taxate companiile, de echitatea între diferite state membre, de chiar de piața unică europeană, pentru că nu poți vorbi de piață unică europeană dacă ai 28 de realități naționale, ai jucători naționali care sunt îngrădiți în granițele statelor respective și ai câțiva mari jucători europeni sau chiar globali care fac aici profitul, dar plătesc taxe și impozite în altă parte. Votul este împărțit în continuare, adică sunt două curente de opinie. Da, noi am susținut foarte clar că impozitarea trebuie să aibă loc acolo unde se creează profitul. De aceea și această solicitare de a raporta profitul pe fiecare sucursală în parte, pe fiecare țară în parte, pentru că dacă o companie obține profit într-un stat membru, trebuie să se supună legislației și regimului fiscal din statul membru respectiv. Nu adună într-un coș profiturile de peste tot și după aceea se hotărăsc unde plătesc. Nu există e deloc corect. Și un alt aspect al profitului. Există profitul transferat. Există metode numeroase prin care profitul dintr-o țară poate fi mutat în altă țară, aparent sub o activitate comercială. Este vorba de celebrele contracte de consultanță, spre exemplu. Da. Cum da. Poate fi blocată o astfel de manevră de ascundere a banilor sau de transfer, care în ultima instanță este imoral, că ilegal deocamdată nu se poate spune? În primul rând, se va introduce cu siguranță raportarea pe fiecare stat membru, astfel încât să se știe realitatea din fiecare stat membru în orice moment. În felul acesta vom avea o imagine foarte clară la orice oră din zi și din noapte, cine, unde activează, ce profit obține, câte companii sunt într-un grup de firme, câte sucursale are o firmă foarte mare, care sunt tranzacțiile dintre ele și în ce direcție merge profitul. Pentru că cel mai important este ca cele 28 state membre să înceapă să comunice între ele. Competiția între statele membre pentru atragerea investițiilor, pentru că până la urmă între cele 28 de state membre există și o competiție. Cine atrage mai multe investiții străine? Companiile acestea mari, care au profituri fabuloase, care au o putere financiară extraordinară, unde își stabilesc facilitățile de producție, unde deschid fabrici, unde angajează, unde creează locuri de muncă, unde obțin profit. Competiția asta să fie una corectă, una transparentă și nu se poate decât scoțând la lumină absolut toate înțelegerile care în acest moment sunt multe dintre ele ascunse. Multe state membre au înțelegeri ascunse cu marile corporații, astfel încât corporațiile respective să rămână la ei. Și aceste înțelegeri merg chiar până acolo în a le oferi taxare minimală, dacă nu chiar zero. Aș vrea să vă mai întreb un lucru care ține de schimbul de informații care a început să aibă loc între autoritățile din Europa încă de anul trecut. Se intenționează a se prelua modelul fiscului american, celebru fisco american. Da. Prin care să se verifice averile nerezidenților dacă aceștia plătesc impozit în țara de origine. Care este stadiul acestor propuneri? Nu am discutat în comisia, s-a înființat o comisie specială, comisia de taxe, chiar taxe se cheamă, și analizăm toate realitatea din fiecare stat membru al Uniunii Europene. Urmează să iasă un raport și să-l prezentăm, să-l votăm în comisie și apoi în plen.
Aceste schimburi de informații au în vedere, cel puțin așa lăsau să înțeleagă, și perspectiva unor confiscări, având în vedere că sunt foarte multe fonduri care nu sunt justificate de activități sunt economice transparente. Asta am cerut și noi, care ar trebui să devină ilegale și practic ilegitime. Le spun ilegitime pentru că sunt la limita, nefiind foarte transparente, nefiind foarte la vedere, sunt toate într-o zonă gri. Ele trebuie să fie ilegale și trebuie să existe penalități foarte mari, inclusiv pentru statele membre care acceptă astfel de înțelegeri, chiar cu companiile multinaționale, cum vorbeam înainte. La fel este și cu averile care nu pot fi justificate. E clar că ele au o proveniență dintr-o zonă gri. Dacă nu pot fi justificate în statul membru de unde vin respectivii, înseamnă că nu pot fi justificate nicăieri. E aceeași situație. Este firesc și evident pe undeva, ținând cont de faptul că, așa cum ați arătat, statele își dispută investitorii dintr-o largă gamă de interese punctuale. Dar, pe de altă parte, iarăși este evident că în globalizare statele și națiunile nu mai fac regulile, ci practic marile corporații, firmele și piețele. În aceste condiții, cum poate Comisia Europeană să recupereze miile de miliarde de euro care sunt pierdute prin evaziune? Creând un cadru foarte clar și un cadru concurențial foarte clar între granițele există Uniunii Europene. Există această intenție? Există demersuri această făcute intenție. Și unde s-a ajuns? Nu este o realitate. De asta spun că se fac pași mărunți. Da, merge greu. Asta este impresia, nu? Da, pentru că există și o rezistență foarte mare din partea unui segment al mediului de afaceri. Aceste companii foarte puternice, gândiți-vă că dispun și de un lobby la fel de puternic. Dar pe piața unică europeană trebuie să existe un set de reguli foarte clar pentru toate țările membre ale Uniunii Europene în ceea ce înseamnă fiscalitatea. Nu vom avea niciodată în 28 state membre ale Uniunii Europene aceleași taxe, aceleași impozite. Deci o uniformizare nu va exista. E aberant să crezi că peste tot vom avea aceleași taxe și impozite. Dar cadrul competițional trebuie să fie unul corect, unul transparent. Iar această competiție între cine lasă mai jos o taxă, cine mărește o taxă, cine creează anumite avantaje pentru investitorii străini, trebuie să se desfășoare niște limite care să nu pună în pericol nici colectarea taxelor și impozitelor, nici să nu favorizeze evaziunea fiscală și nici să acorde niște avantaje exagerate unor competitori doar pentru că sunt companii multinaționale în detrimentul altor contributori la bugetul de stat, companii mai mici, companii naționale, care trebuie să-și plătească taxele și impozitele pentru că nu au această forță de lobby și de negociere cu guvernele naționale. Piața unică europeană nu înseamnă o piață uniformă. Înseamnă o piață cu 28 de realități, dar care au o anumită logică, o anumită coerență, o anumită... România pe această piață este net dezavantajată în momentul de față? În acest moment, da. Dar eu cred că și România, ca și celelalte state membre, trebuie să-și găsească un proiect propriu. Adică pe această piață europeană, mașini fac foarte bine francezii, germanii și poate italienii. În industria energetică sunt buni unii, în industria IT-ului alții. Trebuie să ne găsim și noi, pe această piață unică, un domeniu, două, trei, unde suntem mai buni decât ceilalți. Lucruri pe care putem să le facem mai bine decât ceilalți. Poate fi agricultura, nu știu, poate fi... Nu vreau să dau... Deocamdată, la prima vedere, sunt două domenii. Dar trebuie să găsim niște domenii pe care noi să le dezvoltăm. Dacă să le dezvoltăm, nu înseamnă doar să creăm niște avantaje companiilor care vor veni să investească în domeniul respectiv. Ține de cum gândești inclusiv sistemul de educație. Dezvolți licee în domeniul respectiv. Facultățile care pregătesc specialiști în domeniile respective trebuie să aibă mai mult sprijin. Adică inclusiv forța de muncă trebuie direcționată și pregătită în domeniul respectiv, pentru că acelea vor fi domeniile pe care statul le va susține cu prioritate. Dar deocamdată nu le știm care sunt. Eu aș vrea să vă întreb despre internet. Este foarte dificil de impozitat. Există la nivelul Uniunii Europene preocuparea de a găsi un model de impozitare? Până la impozitare, internetul este un domeniu foarte greu de reglementat. Pentru că toate încercările care au fost de a crea un cadru legislativ
și pentru internet, toate încercările s-au lovit de protecția datelor, de dreptul fiecăruia de a avea intimitate. Până unde merg instituțiile statului cu controlul internetului? Vorbeam de produsele contrafăcute, de downloadările ilegale de filme și de neplata drepturilor de autor și așa mai departe. E adevărat, dar e vorba și despre, spre exemplu, profitul pe care poți să-l faci cu internetul și pe care îl fac anumite motoare de căutare în ceea ce privește publicitatea. Da, până la profit trebuie să ai un cadru foarte clar legal și niște reguli foarte clare pe care le respectă toată lumea. Ca să poți să verifici dacă aceste legi sunt respectate, trebuie să ajungi în calculatorul omului de acasă. Iar acasă fiecare în calculator are multe lucruri care țin de viața personală. Trebuie reglementat, după ce va fi reglementat și se va asigura și această protecție a vieții fiecăruia dintre noi, bineînțeles că se va discuta foarte clar și despre cum tranzacțiile, există acum acel Bitcoin, foarte greu de gestionat. Pentru că nu știi, nu știi de unde pleacă, unde ajunge, cine face plata. Foarte multe afaceri ilegale sunt tranzacționate în această monedă. Aș vrea să vă întreb... Dar oricum, ăsta este viitorul, aici se va ajunge. Aș vrea să vă întreb, privind puțin în urmă, ultimele luni, ce concluzii desprindeți din criza Greciei în materie de fiscalitate? Ar trebui extinse aceste concluzii la nivelul întregii Uniunii Europene? Cu alte cuvinte, dacă ar fi fost o impozitare corectă în Grecia, s-ar fi ajuns la această situație de criză financiară? Ce credeți? Da, dar eu cred că este și o ipocrizie din partea unor state membre ale Uniunii Europene, pentru că Grecia așa a fost de când a intrat în, cu mult înainte de a intra în Uniunea Europeană, cu mult timp înainte de a intra în zona euro. Realitatea că sistemul fiscal în Grecia sau colectarea taxelor și impozite era unul relativ nu foarte... Chiar defectuos pe alăcuri. Da. Nu era ceva nou, nu s-a întâmplat în ultimii 5 ani de zile. Cu toate astea, Germania a investit foarte mult în turismul din Grecia și nu numai în turism. Unul dintre principalii investitori în Grecia este tocmai Germania, care acum refuză pune condiții foarte drastice. Faptul că este un important stat membru al Uniunii, al NATO, și a fost obligată să investească foarte mult în efectivele militare și în dotarea armatei din zonă, este iarăși un efort financiar foarte puternic pe care l-a făcut Grecia și la solicitarea celorlalte state care acum refuză să ajute. Pe de altă parte, într-adevăr, nu poți să faci parte dintr-o familie mare cu încă 27 de state membre, toți plătindu-și taxele și impozitele și numai la tine să fie paradis fiscal. Pentru că atunci ne-am mutat cu toții în Grecia. Nu e vreun cetățean european bucuros să-și plătească taxele și impozitele. Este o datorie pe care o ai față de stat. Vrei servicii publice? În contrapartidă plătești taxele și impozitele. Mai mari, mai mici, dar dacă toți ceilalți plătim taxe și impozite, automat și grecii trebuie să o facă. Dezastru ar fi fost dacă Grecia ar fi ieșit din Uniunea Europeană. Ar fi fost un semnal catastrofal pentru toată construcția europeană și cred că întreaga construcție ar fi intrat într-un impas. Domnule Cătălin Ivan, mulțumim mult pentru participarea la emisiunea noastră. Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație. Ultimul invitat din ediția de astăzi este Mircea Diaconu, cu un interviu în exclusivitate despre raportul care se votează zilele acestea în plenul de la Strasbourg. Raportul se referă la gestionarea integrată a patrimoniului european. Domnule Mircea Diaconu, sunteți vicepreședinte al Comisiei pentru Cultură și Educație din Parlamentul European. De ce ați considerat necesar să vă implicați în susținerea acestei abordări integrate a patrimoniului cultural? E vorba de a coordona, să zic așa, toate domeniile, ceea ce înseamnă patrimoniu în sine, exploatarea lui, revitalizarea lui, mă rog, intrarea în circuitul public cât mai puternic, în fine, locuri de muncă, deci a-l activa, cu adevărat. Asta înseamnă abordarea integrată. Cu tot ce înseamnă el, chiar și cu restaurarea, care e un domeniu extrem de delicat, adică s-au întâmplat foarte multe lucruri și în România mai ales, că restaurările au stricat mai mult decât au stricat 1000 de ani de intemperii sau de războaie, pentru că s-au făcut în stilul
firmă specializată în cu totul alte chestii, building-uri, orice, și care trântește betoane, execută repede și pleacă acasă și e banii. Practic strică monumente istorice? Absolut așa este, le degradează infernal. Trebuie și materialele cu care se fac renovările trebuie exact anumite materiale. Aia trebuie făcut un fel de sistem de control și care nu se poate face decât la nivelul statelor membre, și control la nivelul statelor membre, prin ministerele de resort, care să controleze profesionalismul în acest domeniu. Dar te împiedici într-un lucru foarte delicat. Problema este că nu mai există meseriași sau meserii care să fie, nu știu, cele vechi pentru restauratori. Restaurarea este un lucru complex și presupune tot felul de priceperi care nu mai sunt pe nomenclatorul celor de azi și spre care de dispariție. Asta e constatarea noastră a tuturor. Și atunci am extins, practic, subiectul ăsta la ceva ce a însemnat un alt raport, o extindere a unui subiect care funcționează deja, marcă europeană cu indicație geografică protejată, ceea ce funcționează pentru produsele alimentare. S-a extins, la rugămintea noastră a Comisiei de Cultură, și la alte domenii. Vezi, ceramice, orice meserie veche care e pe cale de dispariție. Acest raport e un aviz, de fapt, pe acest subiect pe care îl dă Comisia de Cultură. Îl fac tot eu, ceea ce este pentru mine fabulos, pentru că știu exact ce potențial uriaș are România, exact pentru faptul că la noi, mă rog, multe lucruri rămânând ca altă dată sau ca pe vremuri, mai puțină tehnologie în multe domenii, ceea ce pare o lipsă sau un minus, eu zic că e un plus, pentru că există încă în România meserii vechi, există tâmplari fabuloși, există, nu știu, tot felul de oameni care știu să facă tot felul de lucruri. Coloana vertebrală a acestui raport este, pe logica integrării, este responsabilizarea comunității respective. Logica e următoarea. Faptul că undeva există, nu știu, Castelul Huniazilor, să zicem, am dat un exemplu la noi, sau Sighișoara, înseamnă că acolo au trăit niște oameni, generații după generații, care au făcut acel lucru. Cine sunt proprietarii urmașii lor? Deci aceia. Se practică chestia asta, știi? Există undeva un lucru splendid de tipul ăsta, care, după care vin ministerele, vin guvernele, vin tot felul de muzee, tot felul de specialiști și localnicii aproape că nu au treabă cu treaba asta. Aproape că nu-l gestionează, nu sunt responsabilizați, nu pot accesa fonduri pentru... Păi e treaba lor și meritul lor că sunt urmașii celor care au făcut lucrul ăsta. Deci asta e adunarea de... Exact. Și deci focalizarea pe comunitate este fundamentală. Ei trebuie să gestioneze, ei trebuie să administreze, ei trebuie să... Locurile de muncă, firește, dacă apar, tot de acolo apar. Ei trebuie să exploateze un bun care practic le aparține. Asta în teorie generală. În practică, în România, am văzut suficiente subiecte de corupție, scandaluri de corupție, dar în gestionarea fondurilor europene, chiar și pe acest domeniu de restaurare, de întreținere, de amenajare. Nu știu dacă corupție, dar proastă folosire a materialelor, cum spun, repede să luăm banii, ceva de genul ăsta. Și fără să acceseze vechile meserii și priceperile specializate și specialiștii și restauratorii. Avem o bază de restauratori în România uluitoare. Sunt în contact cu ei, au început să se organizeze și o să încerc să îi scol la lumină cât pot de tare. Uluitoare, chiar pentru o piață europeană. Repet, în Europa nu mai prea sunt atât de mulți, sau mă rog, suficienți, vechi meseriași care se pot să acopere. Dau un exemplu, inserțiile de plumb de la vitralii, să zicem, nu? Asta nu vine firma nu știu care face zgârie nori și o rezolvă. Vine un neacutare. M-am exprimat neacademic, dar nu asta e ca să înțeleagă toată lumea despre ce e vorba. Iar în acest domeniu, România are un potențial uriaș. Și mă interesează lucrul ăsta. Asta vrem să înțelegem. Cu ce ne ajută pe noi, cetățeni europeni, românii, această abordare integrată? Vom putea avea o mai mare siguranță în prezervarea acestui patrimoniu cultural, în scoaterea la lumină a bogățiilor care pe undeva sunt neglijate? Nu. Că raportul nu obligă, nu decide, nu forțează. Rămâne ca noi, oamenii, cetățenii, ca să spunem așa, noi de aici, alții de acolo, să încercăm să ne suflecăm mânecile și să începem să facem treaba asta. Am deschis un site deocamdată, se numește Harta Patrimoniului Rănit. Pentru că în România patrimoniul vizibil este, să zicem, nu știu, dau o cifră la întâmplare, poate 30%, vizibil, folosit și exploatat bine vreo 10%, zic eu, și întreținut bine vreo 10%, restul nu există. El e în pământ, e acoperit de tot felul de... acoperit de pământ sau de neglijență, ca să fie foarte simplu, sau de nepăsare, ca să fie foarte clar.
pe această hartă a patrimoniului rănit, deja am început să primesc niște informații uluitoare, emoționante cele mai multe, de lucruri și de valori pe care le avem incredibile și care zac într-un colț neluate în seamă. Despre asta este vorba. Ori a activat subiectul ăsta, pe de altă parte, faptul că a apărut acest raport a fost o decizie, ca mecanism de lucru, o decizie a Consiliului Europei și care a trimis mai departe Comisiei, a creat problema, a creat necesitatea acestui subiect, pentru că, lucru extrem de delicat, dacă zicem cultură europeană, zicem ceva ce leagă, unește, în niște clipe istorice în care Europa are tendințe de spargere, tendințe de rupere, anti-europenismul este foarte prezent în multe state, mai puțin în România, spre zero chiar, și sunt foarte mândru de lucrul ăsta. Noi nu avem extremiști de tipul ăsta în Parlamentul European. Alții da, alte țări de tradiție, marile limbi, marile țări ale Europei au niște extremiști pe aici și de dreapta și de stânga și anti-europeni, de noi adevărat. Dar noi nu. Ori cultura poate lega, poate fi tampon și liniște, chiar între culturi, pentru că se întâmplă lucruri groaznice, vedeți bine, terorism, islamism, etc., subiecte acute. Cultura, până la urmă, este un liant. Au înțeles lucrul ăsta, de-aia au activat acest subiect la nivel european, la nivel de decizie maximă. Și suntem datori, fiecare pe bucata lui, eu pe raportul meu, alții, fiecare pe bucata lui, suntem datori să împingem acest subiect până la realitate. Cultura să existe și practic să lege, să unifice Europa. De la criza din 2008 încoace, constatăm o reducere sistematică, i-aș putea spune, și drastică a bugetelor pentru cultură alocate de state. Aș vrea să vă întreb aici, la Comisia de Cultură, cum reușiți să susțineți totuși o mai bună finanțare pentru acest domeniu? Uitați, am făcut un studiu comparat pe acest subiect, pe bugetarea culturală, că e diversă. Nu numai ministere, sunt și bugetări încrucișate de mai multe feluri, și europene și naționale. Și răspunsul e groaznic, răspund. Și nu numai în România. În România este ceva infernal. Vorbesc de suma care e alocată, este infernală. Toată lumea politică din toată Europa, toate țările, defilează cu cultura, cu necesitatea, cu onorabilitatea culturii, dar când se fac bugetele, sunt la coadă. Deci un fenomen generalizat. Există și, când e vorba de fonduri europene, un fel de plafon care se pune și un plafon pe proiecte culturale de 5 milioane. Păi dacă pui plafon, înseamnă că nu vrei. Deci da, asta e discuția și efortul acestui raport și în acest raport am, așa e procedura aici, se fac negocieri și discuții tot timpul, periodice, cu grupurile politice. Și toate grupurile politice și din toate țările au aceeași opțiune aici. Vrem să ridicăm plafonul. Știți, dacă ridici plafonul, începi să te miști parcă mai bine înăuntru. Sigur, se opun Comisia, Consiliul, probabil că vor fi niște lupte în timp, dar vom izbuti să ridicăm plafonul, în sensul ăsta, să apară mai mulți bani în cultură și să impunem cumva finanțări încrucișate. La nivelul Comisiei Europene sunt mai multe direcții care asigură finanțarea acestui patrimoniu cultural, a tuturor activităților legate de patrimoniu cultural. Integrarea, abordarea integrată, va ține cont și de capitolul financiar, de alocarea fondurilor europene? Va fi un singur centru de alocare? Cum se va proceda? Dacă focalizăm către comunitatea respectivă, ea va fi, cum să spun eu, va avea oportunitatea, posibilitatea de a face aceste accesări. Deocamdată nu, nu ea. Sunt tot felul de alte structuri diferite de la țară la țară care pot accesa și mai departe. Nu, responsabilizarea comunității înseamnă exact asta, că ei pot să ceară și să capete fonduri. Lucrăm aici, la Bruxelles, mă rog, cât putem de tare pe ceva ce eu numesc tabelul lui Mendeleev, un fel de grafic, cu posibil, toate posibilele variante de societăți, de instituții, de persoane fizice, de ONG-uri, care în domeniul culturii și educației pot accesa. Dai click pe tine, pe cine ești tu și deschide o altă fereastră și ai să vezi acolo ce fonduri, ce oportunități ai. Pentru că sunt foarte multe posibilități și au fost și pe exercițiul trecut. Dar trebuie să le învățăm, să le știm, nu? Nu, nici nu se știu în România. Nici nu se știu în România. Sunt structuri europene de finanțare care au reprezentanți în țări. Au mici celule pe acolo, pe acolo. Au și în România. E zero.
0,1, câteodată mai mișcă câte cineva, dar parcă se face liniște, pleacă informația de aici și până ajunge în țară, că distanța e mare, 2200 de kilometri, parcă se face liniște așa, parcă se topește pentru Dumnezeu. Ori asta e treaba mea aici, în orice caz a mea și cred că a tuturor, dar a mea în orice caz. Și atunci am detectat proiecte interesante, am făcut un fel de concursuri de proiecte, așa, pe site-urile mele, în fine, le-am selectat și am adus la Bruxelles și am pus față în față cu experți. La un moment dat, experte în altă calitate. Să întrebe tot ce vor, să afle tot ce trebuie, să scrie, să-și noteze și să se apuce de treabă. Este mult mai ușor decât să-ți bați capul să accesezi fonduri europene, să vinzi clădiri, monumente, patrimoniu pe care nu-l poți gestiona, nu-l poți întreține. Există riscul acesta? Și să zici, păi nu mai e. Și atunci fac un building aici. Avem fac un 20. Situații. Sigur, o mulțime. Și avem numeroase cazuri, și le știu eu de mai multe vreme, în care o clădire de patrimoniu, neîngrijită, lăsată paragină, la un moment dat, nu știu, niște aurolaci intră acolo, dau foc, asta e, a luat foc, dar aurolacii aveau o treabă acolo. Știți? Și ce să faci? Dacă a dat foc, n-am ce să fac, o demolez. Sunt lucruri oribile. Senzația mea a trecut un an de zile și am încercat să citesc, să văd, să aflu, să întreb cât pot de mult. Senzația mea este că aproape toate problemele care nu ne plac acasă sau în care ne suntem nefericiți acasă, neîmpliniți, sunt de sorginte și de vinovăție națională, nu europeană. De multe ori în România zicem chestia asta, păi ai spus Bruxelles sau ceva de genul ăsta. Nu e așa. Nu e așa. Acasă e rezolvarea tuturor acestor probleme. La noi e. Practic, de când ați preluat mandatul de europarlamentar, ați avut o declarație foarte interesantă în presa de acasă. Ați spus că vă simțiți mai util aici, în Parlamentul European, decât ați fost în cel de la București. Nu, mult mai grav. Mult mai grav. Am zis și repet, în Parlamentul din București m-am simțit inutil. În viața mea nu m-am simțit mai inutil decât acolo. Pentru că vorbeam, spuneam, gândeam, visam lucruri. Și spuneam în dreapta, în stânga, am vorbit cu 4-5 miniștri de finanțe, încercând să le spun cum pot eu de mai bine niște lucruri în care cred sau. Parcă era un perete de vată în care se duceau și vorbele și mâinile și gesturile, se topeau în ceva și nu venea nimic înapoi. Așa a fost senzația mea. Cer scuze, asta e situația. Aici chiar mă simt util. Și jur, au fost situații... Dar este dificil acest mecanism? Cum v-ați adaptat la... Nu e de mecanism, e vorba și de senzația imediată. Senzația imediată, dacă vorbești ceva, pledezi pentru ceva, nu știu, într-o adunare. Vezi că lumea se întoarce spre tine și te privește și te ascultă. Senzația că te ascultă cineva este ceva foarte important. Și chiar te ascultă. Mi s-a întâmplat de mai multe ori să pledezi pentru ceva, să arunc niște idei în grupul acela sau în comisie, și să recunosc după aceea fragmente întregi sau idei întregi care au intrat în argumentația lor pe alte subiecte sau pe aceleași subiecte, ceea ce e fabulos. Domnule Mircea Diaconu, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Oricând și mă bucur că luați în seamă subiecte europene, pentru că este extrem de important ca acasă să știe lucrurile astea. Aici se petrec lucruri foarte importante pentru România. Din păcate, noi acasă discutăm mai mult de... virgule și pioneze. Suntem aici, că vom fi în continuare observatori foarte vigilenți aici în Parlamentul European. Doresc succes! Mm-hmm.